Am convocat Consiliul Județean în ședință extraordinară astăzi, 18 august 2023, orele 12. Ordinea de zi a ședinței cuprinde 6 proiecte de hotărâre și noi pentru abținere împotrivă. Astăzi am avut o ședință extraordinară și am avut pe ordinea de zi câteva proiecte de hotărâre care trebuiau aprobate în regim de urgență. Unul dintre ele constă în aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Mehedinți și Spitalul Județean de Urgență Dobeta Tronul Severin și aprobarea unui proiect care urmează să fie depus de către spital în baza acestui parteneriat, proiect care privește digitalizarea spitalului. Nu este o sumă foarte mare, este o sumă de 4 milioane și jumătate de lei, dar care este neapărat necesară pentru a se digitaliza spitalul. Se finanțează prin programul Sănătate și săptămâna viitoare, cel mai probabil luni, cererea de finanțare va fi depusă, astfel încât vom putea discuta peste ceva timp despre un nou proiect finanțat pentru spital. Pe de altă parte, în ceea ce privește clădirea ambulatorului integrat al spitalului, pe care am construit-o din fonduri europene, am recepționat-o cu puțin timp în urmă, iar prin hotărâre, astăzi, Consiliul Județean Mehedinți a transmis dreptul de administrare asupra acestei clădiri către Spitalul Județean de Urgență Dobeta Tronul Severin. Vorbim de o clădire nouă care s-a construit lângă intrarea în spital către parcarea dinspre strada Orlii.